Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la GSP Live, puțin trecut de ora 9, o nouă ediție de GSP Live. Ne apropiem cu pași repede de începutul sezonului în fotbalul românesc. Mâine avem Supercupa României dintre CFR Cluj și Șepși, un meci care se desfășoară la Arad și care va beneficia și de arbitraj video. O să vedem cum vor funcționa lucrurile și cu VAR în fotbalul nostru. Apoi, evident, ne îndreptăm atenția către returul celor de la CFR Cluj de săptămâna viitoare cu Piunic și mai apoi va începe și campionatul, un nou sezon din Liga 1, primul după foarte mult timp fără Dinamo, primul din istorie fără Dinamo în Liga 1. O să discutăm mai mult și despre ceea ce se mai întâmplă pe la Dinamo, atât la echipa din Liga 2, cât și la CS Dinamo, echipa din Liga 3, pentru că alături de mine în această dimineață este domnul Constantin Anghelache. Bună dimineața, ce mai faceți? Bună dimineața, fac bine. Am venit la dumneavoastră ca să vedem ce putem face împreună. Bun. Ce putem spune împreună, că de făcut nu știu dacă putem face. Avem o oră la dispoziție, găsim lucruri bune de vorbit. Cum vi se pare? Nu știu ce sentimente vă încearcă așa. Am spus că va fi primul sezon fără Dinamo în Liga 1. Cum e pentru dumneavoastră? Vreau să fac o completare foarte precisă. În 74 de ani este pentru prima dată când echipa Dinamo București nu este în Liga 1. Sentimentul care mă încearcă de fapt din anul 2015, când am fost conducătorul echipei Dinamo și în luna aprilie am plecat, pentru că atunci mi-am dat seama, fără niciun dubiu, că această echipă nu are viitor. Dar de ce v-ați dat seama? Începem de acolo, pentru că în carte am un capitol care se numește De ce 2015 a fost anul hotărător? Pentru că în 2015 s-a întâmplat o chestiune pe care eu nu am bănuit-o. După ce am fost rugat să mă duc la echipa Dinamo conducător și m-am dus, și în 2013, 13-14 și începutul 2015, Dinamo a stat foarte bine în primele patru locuri, numai jos. Și începusem o construcție cu jucători, Rotariu, Philips și tot ce mai vreți dumneavoastră, generație tânără. I-am zis atunci nu pentru că era la modă New Dinamo, ci pur și simplu că eu credeam în această chestiune. Din 238 de juniori și copii care erau pe acolo, au rămas, cred, 87, pentru că am pus stabilă juniorilor și copiilor să vină pentru curcanul adus în plasă sau bidonul de vin sau mai știu și eu altceva, și am pus problema pe selecționarea copiilor care au talent, au calități, îndeplinesc cei 5 principii care pot să-l facă jucător, care junior, copil și mai departe, să crească. În decembrie 2014, ianuarie 2015, când eu mă aflam la Cluj pentru a asigura transferul jucătorului Alexandru Crețu, da, care joacă la Craiova acum, pentru că lucrasem câțiva ani buni la Iași, și Iașiul de fapt nu este altceva decât tricolorul Breaza, echipa mea și a Lucescu, pe care am mutat-o acolo la, în cooperare, la insistențele domnului primar fost Nechita, era un jucător în mare creștere și am zis atunci că găsim o soluție să-l transferăm. Pun că nu mai are importanță treaba, dar la radio aud așa într-o chestiune ca prin farmec că a fost un comunicat de la echipa Dinamo din București. Eu m-am dus cu niște treburi academice la Alexandru Ioan Cuza, nu e nicio problemă, că a fost numit director domnul Stanciu, despre care nu vreau să mă pronunț, dar am o părere a mea personală, că pe unde a fost, asta a făcut. Și ce s-a întâmplat în perioada de vacanță 2014-2015, din ce pusesem la punct 2 ani și ceva, au fost aduși 14 jucători, inclusiv portar și tot ce vreți, care să împrospăteze cu tare. Cum am întors, am zis, dar cum s-a întâmplat chestiunea asta? Păi știi că el la Târgu Mureș a făcut treabă foarte bună cu niște nu știu de care cu tare. Și l-am adus aici, l-am adus împreună cu domnul Mihai Teja. Bine, domnule, dacă ați făcut așa ceva. Nu, dar rămâi consultantul meu, rămâi pe poziția aia. Am spus, bine, domnule. Până când într-un moment s-a întâmplat un declic în care cineva foarte bun, coleg al meu de la catedră, de la Departamentul de Statistică și Econometrie, la un botez al copilului, nepotului lui, nepoate de fapt, mă întreabă așa la un pahar de băutură: bă, cum suporți ca acolo să te ia ea la glume de alea cu mâuie și nu știu cum îi spune? Și eu am fost surprins, pentru că s-a întâmplat aceasta la finala campionatului de juniori 2 pe care l-am câștigat împotriva Craiovei, și atunci
L-am și transferat pe Dude, am vrut să-l transfer și pe Ivan, dar a zis că e cam în grila mare și n-a vrut să-l ia, nu mai contează. Atunci omul acela, când i-am zis, domnule, când intri în fotbal, așa e fotbalul, că sunt jucătoare, și el zice, cel mai bun prieten al meu, la el alții, mă, că știe el de ce stă acolo, care e șmecheria. Eu nu băusem, că eram cu mașina și cu soția și am zis, domnule, îmi văd de treburile mele. Am ajuns acasă și m-am gândit, dacă acest om gândește că eu suport niște chestii de mizerie de acest gen pentru că am vreun interes, mâine-i luni, la ora 11:30, mă duc și îmi dau demisia. Și mi-am dat demisia. Am fost sigur atunci că echipa a intrat în declic. Sunt două chestiuni pe care eu le am în sânge, că am fost chiar toată viața, am fost în preajma fotbalului. Dacă nu chiar în fotbal, în preajma lui am fost întotdeauna. Cei care transferă, duc și aduc jucători, se gândesc la buzunarele lor. Să-mi fie mie iertată această expresie, dar despre asta e vorba. Nu poți să nu faci trial extraordinar cu ce ai 20, 25, 30 de jucători, să vezi care-s buni, pe care împrumuți. Când îi împrumuți, nu-i dai acolo să scapi de ei. Îți faci scouting și trimiți la fiecare meci. Du-te să-l vezi pe Corbu, du-te să-l vezi pe ăla, vii și îmi spui ce face. Du-te și spune că vreau să joace așa, vezi că am văzut și eu cu tare. Și pui, îi trimiți acolo să crească, nu să scapi de ei. Bun, deci credeți cumva că de atunci, de atunci a început, moment, pentru cumva, că, 2015, că de atunci, da, a început an de an sau la un an, doi, schimbarea antrenorului, schimbarea președintelui, schimbarea oricui vreți dumneavoastră, n-a mai fost continuitate, n-a mai fost nimic, iar procedeul de a schimba în fiecare perioadă de transferuri o grămadă de jucători, să le spun, o mulțime de jucători, era evident că aici va aduce. Al doilea aspect care m-a determinat pe mine să cred atunci că lucrurile se vor strica, așa, este acela că am intrat la Dinamo și am avut un debit atât de mare de 7,5 milioane de euro. Sigur, nu e de vină domnule Goiță, probabil că cine a făcut auditul nu a făcut, n-a știut să ceară și documentele extrabilanțiere, adică anumite sume care sunt în litigiu, în ceva, nu mai se pun în bilanț decât se menționează într-o situație anexată la bilanț. Nu le-a cerut și s-a demonstrat că erau 17,5 milioane de euro datorie. A venit ANAF-ul, a venit toată chestiunea, s-au confirmat acele cifre, erau făcute de domnul Albu, care negocia mereu, vezi, doamne, cu autoritățile fiscale, mai lasă anul ăsta, că să vedem, până când cu penalități toate s-a ajuns aici. S-a intrat în insolvență, așa cum se intră, legea 85. În 2014, nu? În 2014, da. Legea 85 este o lege care se numește de reorganizare judiciară a societăților comerciale, care nu are întotdeauna finalitatea readucerii pe drumul drept, ci intrarea în faliment. Am făcut tot ce am putut și la masa credală a rămas o sumă de în jur 900.000 de euro din acele 7,5, adică 4,80 și ceva la sută. Am transferat imediat jucătorul Dragoș Grigore la Toulouse pe aproape 1 milion cu bani încasabili după ce s-a aprobat intrarea și aprobarea planului de plată, de tot ce trebuie, de plata datoriilor. Am plătit foarte repede, s-a ieșit din insolvență. Bun, deci din 2014, mă rog, de la intrarea în insolvență, apoi clubul a redevenit unul sănătos. A devenit sănătos. Unul curat, dar fără bani. De ce a devenit fără bani? O întrebare foarte bună. De ce a devenit fără bani? Pentru că problema aceea este, noi spunem de regulă, time is money because it's not time enough. Dar banii sunt tot ceea ce stă la baza oricărei afaceri, activități, orice. Fără 50 de bani nu poți să iei coșul să intri în magazin. Să fie foarte clar. Îți trebuie 50 de bani. Dar dacă nu i-ai, nu intri. Bun. De ce banii? S-a întâmplat de, prin 2015 la început, directorul sportiv care l-avem atunci, Cristi Bobar, a venit și mi-a spus, domnule, e un pic de mișcare pe la echipă. Păi ce se întâmplă acolo? Păi zice că n-au fost plătiți. Păi, domnule, cum să nu fie plătiți? Cum să nu fie? Intrase bani după. Mai dădusem niște jucători, mai aveam niște sponsorizări destul de bune. M-am dus la întreabă, domnule Goiță, un om de bună credință în felul lui, dar în felul lui doar. Și zice, păi nu sunt bani, că am plătit datorii. Care? Păi, aia e. Mă duc la contabilitate, îmi spune că am plătit. Ce am plătit? Decontările intra grup. Adică mâncau. Ce înseamnă mai exact? Deci,
mai multe societăți comerciale, n-a spune eu chiar tot că scriu în carte, dar oricum le validez de acum ca să cumpere lumea cartea, că va fi una care clarifică pentru totdeauna ce a fost Dinamo și de ce a zis așa. Deci, situația este foarte clară că jucătorii, eu am fost de vină când am în 2013, când am intrat, zis, domnule, cum să ai un buget de 11 milioane de euro? N-are capacitate clubul ăsta. Hai să reducem. Și am redus să nu mai doarmă în oraș jucătorii, să nu mai stea clubul pe la caro, patru etaje și mai departe. Domnule, mutați la dumneavoastră că oricum niciodată n-aveți 100% ocupare. Sunt profesori care știu să studiez indicatorii de capacitate, de ocupare și de eficiență a spațiilor turistice. Da. Dar ulterior s-au taxat acelea. Corect. Însă i-am culcat acolo, i-am clasat ca pe turiști, le-am dat să mănânce, le-am făcut factură ca la turiști. Și atunci când se agoniseau sume, să plăteau datoriile la firma hotelul, la firma restaurantul, la firma autobuzul și la ce mai vreți. În acel moment mi-am dat seama că om a avut dreptate, a cheltuit bani, a vrut să-și recupereze, să fie sigur. Foarte bine. Dar clubul a rămas fără nicio sursă certă decât aceea de la televiziune care venea, decât ce erau câteva sponsorizări și cam atât. Lucrurile au evoluat și cunoașteți cum a mers din an în an, alt antrenor, alți 15-10 jucători, alt președinte, alte mofturi, alte gânduri, alte probleme. Echipa a ajuns din aproape în aproape, parcă în anul 2020, când erau niște negocieri între Dinamo și PCH, sau DDB, cum îi spunea el, doar Dinamo București, ca să ia clubul. Bun, vreau să vă întreb un lucru ca să rămânem puțin aici la perioada asta. Bun, da. Deci a fost ieșirea din insolvență, clubul redevenise sănătos, a fost plecarea lui Grigore. Trebuiau să fie bani în club, dar numai că Ionuț Negoiță a preferat să tragă acei bani pentru a-și achita... Domnule, eu n-aș spune să îi tragă. Omul okay. Și a luat că era dator. Adică eu înțelesesem că, domnule, dacă pui în buget, că îi ții acolo și acolo, iese dacă vrei contribuția ta fără să le iei bani. Numai că el a luat bani, a taxat treaba lui este, camerele. Dar le-a luat legal. Adică omul a făcut factură de fiecare dată, cât au dormit, cât au stat, cât au mâncat și așa mai departe. Dar o să vă întreb, Ionuț Negoiță, când făcea lucrurile astea, nu știu, nu se gândea că, ok, își vede partea lui și ia acei bani folosiți la cazare? Nu știu ce făcea, pentru că... Adică era o problemă dacă jucătorii iarăși nu erau plătiți, se ajungea înapoi și cum s-a și ajuns la zona de datorii. Acolo s-a ajuns. Deci acolo s-a ajuns, eu n-am mai avut timp mult. Pentru că, n-am uitat să vă spun, când ăla mi-a spus că știu eu de ce, eu am plecat, de ce mi-a de așa însă așa. Dacă acest om care mă cunoaște ca profesor, de când eram student în cutare, și crede că eu fac mișmașuri la Dinamo, eu am plecat. Că atunci ce pretenție să am de la ăia din tribună, care, dacă le spune cine spune și acum știu și cine le spunea, și știu și de cine erau puși doi indivizi, care spuneau, hai bă, că Anghelache face totul acolo, dar au zis să ia să plece Anghelache, cam așa era problema. Și am plecat. S-a ales praf. Deci ideea este foarte clară. Atunci când am stabilit treaba că așa se întâmplă, n-am chef să mă cer cu nimeni în viață, fiecare are afacerile lui, fiecare are gândurile lui, judecățile lui, să-și le ducă până la capăt, dar în principiu, măcar moral, să răspundă fiecare pe cât a contribuit ca Dinamo să nu mai fie. Nu spun că să fie în Liga a doua, să nu mai fie și voi ajunge la această concluzie prin explicații succesive. Pentru că cei care vor asculta această emisiune, se vor uita la ea, o vor căuta, să înțeleagă și să nu mai plângă. Deci lucrurile au mers, s-au rostogolit până în 2020, în care a zis, domnule, vând, și dacă vă aduceți aminte, era 550.000 de euro cine dă clubului, că am o datorie foarte mare, și avea o datorie clubul la data respectivă, îi vând toate acțiunile pe un euro sau un leu. S-a găsit în cele din urmă, s-au găsit două variante. Una prin care Andone, fiind prin Spania, cu un Toni care a jucat pe la Victoria, pe unde a mai jucat el, stabilit în Spania, l-a pus în contact cu niște spanioli care au fost cinstiți. Au făcut un audit foarte extins și au zis nu merge, că n-avem de ce să plătim, să luăm clubul, că sunt probleme foarte grele. S-a dezvoltat filiera Șerdean Cortaseriada, în care a rămas toată lumea cu ochii zgâiți, cu mintea blocată, dar nimeni n-a scos o mare vorbă decât toți își frecau mâinile că acum chiar că ne facem echipă. Și dar nu s-a gândit nimeni.
cum să dai pe stradă în afară care îi dai câteva 1.000-2.000 de euro, să aduci portar de 27.000 de euro la vârsta de 37 de ani. Domnule, asta trebuie să te pună imediat pe gândul, să spui, ăștia nu sunt sănătoși sau alt scop se urmărește. Alt scop se urmărește. Și s-a urmărit că i-a adus pe toți care i-a băgat și mai rău în datorii. Unii au mers la FIFA, la UEFA, au obținut dreptul. A venit PCH-ul, DDB-ul, pe care eu am susținut, am plătit până anul ăsta, nu mai plătesc. Ați plătit cotizația de membru? Am plătit cotizația de membru și am pus toată familia 10, care sunt rudele mele mai apropiate, mai îndepărtate, să fie acolo cotizanți. Scoatem acum, după evident, să vadă că sunt nume de Dumbravă, de Anghelache, destui. Și atunci să vadă că eu i-am dus. Dar ce s-a întâmplat? Ei și-au făcut treaba, au ținut un an și ceva, echipa 2, să zicem, în care prima sumă de 500.000 de euro au dat-o cu garanție că dacă nu se restituie, era împrumut, să iau 20,06% parcă din acțiuni și s-au luat și a devenit acționar în societatea comercială pe care o deținea însă între timp o ținea domnul Drăghia cu o societate comercială de 2.000 de lei capital și așa mai departe, care a găsit resursele să cumpere de la domnul Negoiță pe 2 milioane de euro acțiunile 72, parcă erau la sută, care sunt și acum, și care sunt acestea. A rămas la domnul Drăghia. Domnul Drăghia a găsit soluția să-i vândă lui Cortasero pe aceeași sumă. Cortasero știe toată lumea ce a făcut. A umplut clubul Dinamo, echipa de fotbal Dinamo cu jucători, altfel unii destul de buni. Borca și toți erau jucători buni, dar pe costuri enorme. Au pe plecat. Care Dinamo nu și le permitea. Nu și le permite și mai are și acum rămășițe, care unele sunt conciliate, altele nu mă interesează nici asta. Dar echipa a intrat pe acest făgaș. De la Cortasero încoace a început cavalcada, hai că încerc eu. De atunci, echipa n-a mai avut conducere, să fie foarte clar. Eu nu mi-asum niciun drept, deși am sprijinit pe Dinamo 1985-1990, cred că sunt singurul dintre toți ăștia care vorbesc că dinamoviști, care am o diplomă din 1988, când s-au împlinit 40 de ani de la înființarea clubului Dinamo București, în care scrie așa: se acordă tovarășului Anghelache Constantin pentru merite deosebite în ridicarea calității sportive acutare cu tare, în special fotbal. E la mine pe perete, o țin și o trimit tuturor dacă doresc. O pun în carte ca să se liniștească cei care cred că au făcut mari lucruri pentru Dinamo. Bun, mergem mai departe. Această corta seria de a adus antrenori pe fiecare. Am identificat la fiecare antrenor care a venit că acum nu mai așteptau perioada de mercato. Cum venea, cum dădea 4, aducea 4. Cum dădea 10, aducea 10. Echipă n-a mai existat. Antrenor nu, cu continuitate, conducere. A fost practic nu. O mișcare totală de trupe. O mișcare browniană prin care s-a ales praful. De la Brown, de la mișcarea browniană, a ieșit altceva în fizică, dar la ăsta a ieșit praful. De ce? Pentru că echipa nu s-a mai putut consolida, echipa n-a mai avut obiectiv, echipa n-a mai avut bani, echipa a fost din strâmtorare în strâmtorare. Și vine anul, s-a ajuns aici, dar vine anul 2011-2012, an competițional, în care se întâmplă cea mai mare chestiune pe care am făcut și dreptul, sunt doctor în economie, sunt profesor universitar, sunt în toate cele cu 124 de cărți de economie scrise, pot să dau la oricine consultație, așa ceva nu am văzut în viața vieților mele. Și am să spun despre ce este vorba. În anul 2020-2021, Dinamo putea retrograda dacă nu era pandemia. Pentru că atunci, dacă vă ajuns de aminte, a fost pe ultimul loc, s-a mărit cu două echipe, n-a mai retrogradat nimeni. Da, a fost salvat deși de... deși avea o șansă, că mai erau 5 partide amânate din cauza infectării coronavirus și putea să le joace și scotea niște puncte probabil să scape. Nu știu. Anul 2021-2022 este anul care a terminat totul. S-a adus un antrenor, s-a adus al doilea, nici nu are importanță. Ba începuse bine, că obținuse vreo două victorii la început, în care lumea își punea speranțe. Dar a venit din nou un moment X sau T, cum îl numim noi când lucrăm în econometrie,
măsurarea timpului și măsurarea economiei, a venit un moment T în care lucrurile m-au pus pe mine să stau nopți în să citesc toată legislația care fi prin alte țări. E momentul declarării celei de-a doua insolvențe. Bun, și de ce v-a pus așa pe lucrați? Sigur că da, ca să înțeleagă toată lumea, luăm lucrurile prin studiu comparativ ca să poată să fie ușor inteligibil. Dacă în 2014, din 7,5 milioane de euro, am făcut, nu eu, ci domnul Dascăl, care era firma de insolvență, domnul Vali Gheorghiță, care era administratorul special, cum este în insolvență, s-a găsit reducerea până la 4,8% din toată datoria și s-a putut plăti în vreo 10 luni, nu greșesc. Acum s-a pus problema că din 7 milioane aveau de plătit înapoi 5,4 milioane. Păi nu vă supărați dumneavoastră în această situație, nu este insolvență când ai 82%, te angajezi că plătești în 3 ani la toată lumea banii ăștia. Și cine sunt ei acționari? Păi 2 milioane jumătate sunt DDB-ul, PCH-ul, care au și declarat, au solicitat insolvență. 2 milioane jumătate. Mai sunt niște decontări intra-grup despre care am vorbit și nu vreau să mai amintesc, să duc la vreo 3 milioane, 4 aproape, și dacă mai sunt vreo câțiva, asta este. Deci acea declarare de insolvență, mai degrabă, se putea face pe altă structură. Renegocierea datoriilor. Să te duci la PCH care avea pretenția banii, ți-am dat, să-i spui, îți mai dau 30% din acțiuni, gata, banii sunt ai lui Dinamo, nu-i mai înapoi. Domnul Negoiță să găsească o restructurare, să spună, domnul, un milion și jumătate cât mai am, mi-i dați așa câte un pic, câte un pic, și n-avea nevoie de insolvență care te-a pus să respecti acum prevederile legii 85, nu ce vrei tu. Și legea 85 ce spune ea? Că se aprobă insolvența, se aprobă masa credală, se aprobă grupul de creditori și tot ceea ce trebuie, se face un plan de plata datoriilor în 3 ani, se mai poate prelungi cu încă unul, adică să fie 4 ani, se face o structură cum să plătește lunar și așa mai departe și mergi mai departe. Bun, acum în momentul de față Dinamo e într-o situație complicată. Am văzut la începutul săptămânii declarațiile date de Răzvan Zăvăleanu, omul care se ocupă de această insolvență. Spunea el că dacă până vineri spunea că până vineri dacă nu găsește cumva o soluție și un nou investitor, atunci va declara cumva falimentul pentru că nu va mai avea soluții. Între timp cei din DDB au anunțat că chiar domnul Răzvan Zăvăleanu a plătit salariile pentru nu știu, mici restanțe din ultima perioadă și cumva s-au mai câștigat timp, s-au mai câștigat 30 de zile, încă o lună pentru Dinamo să mai găsească resurse financiare. Cam acesta e momentul acum. Acesta e momentul și acum vreau să vă explicitez. Dramatic. Ca să intrăm, nu e dramatic, am ajuns la un punct de inflexiune în care mă întorc la cele două declarații care sunt foarte pertinente și interesante în felul lor și spun așa. Dinamo la ora aceasta este în insolvență cu un plan aprobat de instanță care prevede plata datoriilor de 5,4 sau 5,3 milioane de euro. Retrogradând în Liga a doua, la capitolul veniturile declarate nu se mai întâmplă, că erau 3,9 milioane venituri de la televiziune. TV, da. Da? Erau vreo 4 milioane puse jucători care vinde, că erau câțiva jucători buni atunci, uitați, Matei și ăștia au plecat cam degeaba. Sau au plecat ca să nu fie alte datorii mai mari. Deci nici aia. Sponsorii au dat din numere și au spus pentru să dau bani la o echipă de Liga 2, că nici nu știu dacă se mai înscrie. Au sistat totul, deci n-au bani. Datoriile curg. În legea 85 se spune că în perioada de după declararea insolvenței nu ai voie să faci datorii, să prevăd acolo și niște mici termene, în care să nu plătești. I-au ajuns la această situație. Eu n-am cifre date de cineva, e după analiza mea, din câte plâng toți ăștia, înseamnă că sunt vreo 700.000 de euro acum, datorii acumulate după intrarea în insolvență, care acestea vin să fie discutate. E o singură șansă, dacă s-ar putea întâmpla să fie această cooperare, ca domnul Zăvăleanu să discute la instanță, să-i dea dreptul să refacă planul acela de plata datoriilor, pentru că e un articol în legea 85, dacă apar modificări deosebite în activitatea sau
organizarea societății comerciale. Și această retrogradare e o modificare deosebită. Este vorba de planul acela de venituri care nu se mai poate întâmpla și poate fi redresat. În condițiile astea, dacă vreți o consultanță pentru cei care ascultă, se poate găsi o soluție ca 2,5 milioane ale lui PCH-DDB să nu mai existe, să fie retrase ca și creditor și să găsească cu domnul Șerdean o soluție, probabil că este acceptată în lege, ca să zică, domnule, compensăm 2,5 milioane cu încă 40% din acțiunile care le am eu, ți le dau dumneata și ai acum 60% din acțiuni. Dacă vor face așa ceva. O să vedem cum vor alege până la urmă și ce va mai întâmpla. Dacă domnul Negoiță cu 1 milion și ceva zice, mă retrag de la masa credală, așa am o înțelegere cu ei, cu noua conducere, la mătrușa asta, care conducere, că nu există acum, dar cu noua conducere, că îmi dau bani așa și așa și numai la masa credală, și atunci se face un nou plan de plata datoriilor, care să fie de vreo 1,5 milioane, maxim 2, nu știu câte s-au ajuns acum, dar ca idee teoretică, când am documentele, v-aș putea spune la cent cum să face și când să ajunge, și atunci să poate ca echipa să aibă de plătit sume mici, adică să împart 1 milion la maximum 48 de luni, vedeți că vă dă o sumă de mai puțin de 10.000 pe lună. Sau 20, nu știu cât este. O vedem. Și atunci poți plăti această datorie și cu PCH-ul, DDB-ul, care a mai ținut clubul să adune înapoi pe toți cei care acum vor să mai plătească, s-au supărat, și să strângă iar banii și să dea în continuare. Bun, acum urmează pentru Dinamo Liga a doua și vreau să vă întreb, sincer, am mai citit din declarațiile pe care dumneavoastră le-ați mai dat în perioada asta, credeți până la urmă, sau nu știu, v-ați mai schimbat părerea, credeți că Dinamo va reuși să se și înscrie și evident să și termine acest sezon de Liga a doua, sau poate sunteți cumva, ați devenit mai optimist și vedeți că ar putea să și promoveze? Vă spun precis cum văd lucrurile. În primul rând încep tot cu ce am spus de pornind de la o diplomă. Pentru mine, eu sunt alb-roșu, că așa e și sângele la noi toți. Dar la mine e alb-roșu pentru că chiar sunt dinamovist de când eram student. Deci, că am fost în conducere, că am fost pe lângă, mai departe, mai aproape, nu contează. Întotdeauna când am putut, am făcut și întotdeauna m-a interesat ce face Dinamo. Din acest punct de vedere, eu pun numai 3 variante. Și a treia se pare că va fi singura. Ok. Bun, deci varianta 1. Varianta 1 ar fi ceva în stat Dinamo, acum câteva minute înainte, dacă domnul Zăvălean găsește o conciliere cu creditorii ca să reducă masa credală și să facă o nouă reorganizare care le-ar da o posibilitate de continuare. Bun, asta am reținut-o. Și varianta a doua, ca să varianta le poate a doua, se inspiră oameni. Varianta a doua ar putea să fie o conlucrare, mai de la distanță, mai cum or vrea, cu CS Dinamo, și am să mă întorc de ce, pentru că acolo se pot găsi unele variante. Știu că a fost o discuție între domnul Ionuț Popa, președintele Dinamo, și domnul Zăvăleanu, în care CS Dinamo a spus un singur lucru. Zero datorii și cooperăm cum doriți mai bine. Să-și găsească această formulă și în care să coopereze. A treia este falimentul, care este cea mai sigură și pe care am spus eu, nu știu câte meciuri vor juca, nu știu cum vor juca, dar de faliment nu scapă. Și am să vă spun de ce. Una, acele datorii deocamdată există. Campionatul începe, instanța și firma de insolvență trebuie să ocupe de urmărirea planului acela în deplinire punct cu punct, pentru că se pot trezi de acum jucători gen Filip și alții, e treaba lor în fond, eu nu discut ce fac ei, care se vor adresa federației și vor solicita pe cale indirectă, intrarea în faliment a clubului, să mai ia și ei 3 lei. Clubul, și dacă intră în faliment, acum nu are decât echipamentul. Ca să vă fie foarte clar. Pentru că nu mai obțin venituri de nicăieri, jucători de valoare nu mai au, că toți au plecat sau pleacă, sau... Sau urmează să plece, sunt câțiva jucători, deci care sunt, își doresc să plece. Datorii sunt, de unde să fie? Bun, dar apropo de... Teoria unora că vine cineva, cred că... Acest cineva e așteptat de mult timp la acest cineva mai poate să fie un cortasero care mai păcălește o dată să le spună că le dă 7 milioane și le dă săptămâna viitoare. Și săptămânile astea curg până când se fac ani. Deci nu există din acest moment. Pentru că Dinamo 1948
este o echipă privată, scurt. Și în momentul de față, stadionul Dinamo, acesta, pe care au jucat, ei jucau cu chirie, pentru că e al statului, dat în administrarea Ministerului de Interne și mai departe în administrarea clubului CS Dinamo. Pentru că, unde s-a sărbătorit aniversarea 74 de ani a clubului CS Dinamo? Nu cumva la sediul clubului Dinamo? Păi în 1948, când s-a înființat clubul Dinamo, nu s-a înființat numai pentru fotbal, cu handbal, volei și de toate. Și avea și secție de fotbal. A avut-o până s-a privatizat. După care, de ce nu s-o fi gândit unii care au vrut neapărat, eu așa spun acum, spălarea pe mâini de echipa Dinamo actuală, care e în Liga a doua, că nu degeaba CS Dinamo și-a făcut echipă, secție de fotbal în Liga a cincea, a patra și a cu a treia. Nu pentru a valorifica modul în care s-a înființat și a găsit soluția să intre și în Liga a doua, să intre și în Liga a treia, pentru că acum sunt două soluții precise, le-a spus și domnul Burleanu, președintele FRF. Una este dacă se modifică legea sportului 69, în care la acel articol care prevede așa, cluburile sportive se organizează ca societăți comerciale cu capital privat, punct, tăind capital privat, societăți comerciale, putând fi acționari persoane fizice și juridice, private și publice. Aceasta se poate face pentru că nu FIFA, UEFA a cerut Federației Române de Fotbal să nu mai fie cluburile departamentale. E o hotărâre a emanaților de atunci și așa mai departe, care a făcut acest rău sportului în general, vis-a-vis, uitați-vă, n-am nicio afinitate pentru Ungaria, decât că sunt cetățeni, oameni pe care îi respect, dar n-am așa. Dar uite că ei fac probleme de mai au bani să dea și pe la Cixereda și pe la Sepsi și altele și mai fi pe acolo echipe și altele, să construiască chiar stadioane. Deci de ce nu găsim această soluție? Pentru că vom scoate de sub preș toate aceste combinații care există în acest moment, în care o serie de cluburi, și nu vreau să le numesc, sub formele cele mai diverse, tot folosesc bani publici. Nu, domnule, dă-le prin lege dreptul să fie acționari și dacă sunt acționari, vin cu participarea lor la capitalul social și la bugetul proporțional, bineînțeles, al societății comerciale club, și atunci lucrurile s-au simplificat în totalitate. Apropo de zona asta de legi, o să vreau să vă mai întreb ceva despre Dinamo și apoi discutăm și despre noul ordin de ministru, da, de Eduard Novac, legat de, mă rog, de capacitate, să spunem așa, de faptul că 40% din, nu știu, din lotul unei echipe ar trebui să fie de român, dar vorbim imediat pentru că vreau să vă mai întreb un lucru despre Dinamo, ca să închidem cumva discuția despre Dinamo. Avem echipa din Liga a doua, Dinamo 1948, avem acum în Liga a treia și CS Dinamo. Vreau să vă întreb, în cazul în care, o să vorbim despre scenariul negru de la punctul 3, falimentul echipei din Liga a doua, cum credeți că se va gestiona relația asta cu suporterii, dacă suporterii vor veni către CS Dinamo sau dacă vom asista la ceea ce s-a întâmplat cumva și la suporterii Steaua, la această, unde da, s-au mai împărțit lucrurile? Bine, nu putem compara situații diferite, dar totuși să vă spun și de ce, nu, dau ca să înțeleagă lumea. Nu putem compara Dinamo nici cu Steaua și nici cu Rapid. Cu Steaua nu putem să-i comparăm pentru că echipa privatizată este a domnului Gigi Becali, care, slavă Domnului, a avut toate posibilitățile financiare și le are în continuare, bravo lui, are echipă, este a lui, și nu a afectat decât palmaresul și mai departe, care se ia de când s-a înființat și poartă un nume până când. Că și la Dinamo, palmaresul și sigla sunt numai până în anul, parcă 2003, când s-a privatizat. Până atunci este al lui CS Dinamo. Atât are la domnul Badea, cu FC Dinamo ăla din Liga a patra, că mai e un Dinamo, al dumnealui. Și în rest, echipa aceasta care a jucat acum, are un campionat luat în 2007 și vreo cupă sau două și atât. Ăsta e palmaresul. Bun, deci credeți că în cazul în care va dispare Liga a doua, suporterii ar rămâne eu zic așa, mai aproape de CS Dinamo? Suporterii sunt iubitorii de Dinamo. Când vor înțelege, și dacă citesc cartea mea, care eu sper să apară în octombrie, noiembrie, aș vrea să apară în noiembrie, când e ziua economistului din România, când voi publica două cărți în același timp, una de fotbal, să nu creadă lumea cum am apărut, una de fotbal, și o alta destul de
serioasă, și asta e serioasă, de aia este destul de serioasă, care se numește Starea economică a României în anul 2022 sub imperiu crizelor. Ca să înțeleagă lumea, plângăcioși, și n-avem pensii, n-avem prețuri mari, să înțeleagă pe mapa mondului ce se întâmplă, să înțeleagă efectele asupra noastră, să înțeleagă Uniunea Europeană ce se întâmplă, să înțeleagă de ce nu folosim noi fondurile alocate României, care sunt rambursabile și nu rambursabile, trec la altă discuție, că pot vorbi la fel de liber despre amândouă, și atunci le public pe amândouă dată, ca cel care se îndeletnicește să spunească-mă ce scrie și ăsta, deși al 23-lea volum an de an, să-l ia pe acesta care sintetizează totul la zi, unde se văd înainte, nu că nu se vede capătul tunelului, se vede un fundament negru. Bun. O să explic. Și atunci, așteptăm atunci și cărțile și poate și atunci, ne vedem și cu acea ocazie. Așa. Și atunci ne întoarcem la ce a mai rămas. Deci suporterii, când vor înțelege că Dinamo, cel adevărat, care a luat și a fost de două ori în semifinale cupelor europene și așa mai departe, și a dat la Teleze, de exemplu, în 1990 în Italia, 12 sau 14 jucători în lot, și atenție aici, Lucescu, antrenorul echipei, n-a fost invitat și a plătit biletul cu mine ca să mergem să vedem meciurile. Iată că înțelegem cum lucrurile de atunci s-au terminat. A fost fiecare cine pune mâna pe ceva, e al lui, pentru că nu mai are nimeni să spună nu e al tău. Bun. Și atunci problema este, e opinia mea, există posibilități multiple. Dinamo, ca să trece și în Liga a doua, dar ca să ajungă în Liga întâia, trebuie să-și facă societate comercială, care poate să o facă și acum. Poate să o facă și acum și își găsește Ministerul de Interne o soluție prin care să participe la formarea de capital social. Și este CS Dinamo. CS Dinamo, societate comercială și nu unitate militară. Bun, dar depinde. Acestea sunt variante de studiu și care trebuie luate în discuție ca să respecte legea în totalitate, să respecte regulamentele FIFA, UEFA și ale Federației Române de Fotbal, dar interesul clubului, știți contabilitatea câte principii are? Realitatea, legalitatea și interesul firmei. Asta e tot. Adică trebuie să valorifici din lege ce este real și legal și îl tragi înspre tine. Așa e și aici. Bun, o să vedem ce se va mai întâmpla la Dinamo, la toate cluburile Dinamo, care se cheamă, cum sunt vreo trei, așa cum am spus. Asta este crește, dacă se dorește. Dacă se dorește. Dar eu cred că se dorește în momentul în care am ființat secția de fotbal, Liga 5, Liga 4, Liga 3, sunt trei ani. Ne vom lămuri pe parcurs care sunt dorințele astea sau dacă sunt doar anumite jocuri și mișcări. Așa, Gazeta Sporturilor de astăzi are pe prima pagină Ministerul Buimac al sportului. Este vorba despre Eduard Novac, care a anunțat ieri, și o să citesc de pe prima pagină din Gazeta Sporturilor, a anunțat în spațiu public un ordin de ministru conform căruia ponderea de participare a sportivilor români la competițiile sportive naționale din sezonul 2022-2023 nu poate fi mai mică de 40%. Evident că această decizie a agitat apele și au fost reacții. Adică jucători de națională română. Da, indiferent de sporturi, evident, sporturile de echipă trebuie să aibă numai puțin de 40%. Deci aici putem spune foarte clar că e un ordin care o fi vrut să spună ceva, dar nu rezultă nimic din ce ați citit. Eu am să-l citesc cu atenție. În primul rând, nu poți cere acest lucru atât timp cât în România structura populației ortodoxă și română depășește 90%. Cum să limitezi la minim 40%? Adică există așa diferență nativă de calități, de tot ce trebuie, între cetățeanul de naționalitate română și cel de naționalitate germană, maghiară, tătară, italiană, ce-o mai fi pe la noi prin țară pe aici, toate astea? Nu știu, este o mare eroare. În primul rând, loturile naționale trebuie să aibă următoarele caracteristici. Este lotul echipei României. Ca atare să cântă imnul României și nu altceva. Și la o partidă, și la câștigarea unei medalii, și în alte împrejurări festive din sport. Participarea la selecție este absolut liberă. Dacă sunt 100% la not, să spunem, cei mai buni, niște cetățeni de origine, de naționalitate, declarați de dânsii, cu recensământul de acum, maghiari, n-au decât să aducă 100% medaliile pentru România, că aici le aduc. Jucătorul, ca să poată să decidă în ce lot lucrează, în momentul în care are vârsta sau este selecționat, decide.
Vreau în echipa României, nu e nicio problemă, vreau în echipa Ungariei, chiar dacă e cetățean român, că vrea el acolo și dacă a jucat acolo, a participat la competiția acolo, nu mai poate în România. Să poți să pui o astfel de barieră de minim 40, în primul rând că nu este științifică. Nu există acest procent. De ce n-a spus minim 80? Este și probabil că am mai lăsat spațiu și pentru sporturile în care sunt și jucători străini, handbalul, de exemplu, și fotbalul, evident, sunt sporturi. El probabil, s-a referit la străini. La străini să nu mai fie mai mult de 60. Cumva, dar probabil că va fi ușor reglementată, dar după acest val, ce după acest val va găsi cumva și tura a doua de explicații pentru a fi mai bine. Doua problemă și aici trebuie domnia sa, domnul ministru, nu-l cunosc, nu am nicio problemă, îl apreciez pentru ceea ce face, știu că este competitor, a câștigat niște diplome, le-a câștigat pentru România, nu e nicio problemă, așa, dar aici trebuie să vadă repede de tot dânsul ce preved regulamentele FIFA și UEFA și mai ales Uniunea Europeană, care e directivă care zice așa: libera circulație a persoanelor, să pune punct. Nu că e fotbalist, că este jurist, că este... E liberă circulație. Uite, de exemplu, Cristi Balaș, președintele celor de la CFR Cluj, o să vreau să mutăm discuția și pe Supercupa României de mâine. Cristi Balaș spune că noi nu vom respecta regula dacă aceasta rămâne în vigoare, probabil vom fi amendați, deși nu văd cum că nu există norme de aplicare. Avem lotul stabilit deja, în câteva zile începe Liga 1, nu ne putem trezi peste noapte cu o asemenea decizie. Și mai sunt și alte cluburi, FCU Craiova, de exemplu, UTA, sunt multe echipe care au mai mulți străini în lot și folosesc mai mulți străini în echipa de start decât jucători români. Evident că și ele au fost cumva date peste cap de această regulă, dar o să vedem cum se vor mai... Cristi a zis bine și poate o fi zis acolo, nu știu că n-am citit, dar trebuie să vadă o chestie. Ordinul dat de domnul Novac, ordinul dumnealui, de ministrul al sportului. Regulamentele Federației Române de Fotbal sunt regulamentele Federației Române de Fotbal, care prevăd între paginile lor și câți străini, și câți tineri sub 21, și câți și câte ce să mai aibă, și câte echipe de juniori să aibă, și așa mai departe. Deci acest ordin, acela se folosește la transferul și la competițiile interne. Dar el trebuie asimilat în regulamentele Federației Române de Fotbal și ale Ligii Profesioniste de Fotbal. Dar că cele două organizații sportive, Federația și Liga, nu bagă în seamă acest ordin, se merge după ordinul care există în vigoare acum. Cât străin, că cei din Uniunea Europeană se asimilează românilor, e destulă preocupare că nigerianul este de fapt englez, că pe de altă parte e vorba de nu știu care din Senegal care este francez și așa mai departe. Deci există și acel ordin este caduc din start pentru că nu are efect, nu are trimitere că sunt obligate să aplice așa ceva. E o părere. Părerea aceasta trebuia să fie la o conferință, la o dezbatere și nu trecută într-un ordin de ministru care nu cred că are asentimentul tuturor cluburilor. Poate are asentimentul Berceniului sau a echipei, știu și eu, din Prahova, o echipă de sat. Că pe aia chiar nu-i interesează, spune noi, suntem de acord. Nici nu-i afectează. Așa, nu-i afectează. Dar la competițiile, Liga 1 și chiar și Liga 2, găsiți destui străini. Bun, și mișcarea este pentru că e prevăzut acolo un număr de jucători străini în afară de Uniunea Europeană care sunt asimilați românilor, dar care să îndeplinească niște condiții, că a fost pe la loturile naționale, că a fost scutat. Deci regulamentele Federației sunt bine făcute și n-au nevoie de acel procent. Da. O mai spune și Dumitru Costin, președintele AFAN, că e o prostie emisă de ministrul Novac într-un moment de rătăcire, e o enormitate care calcă în picioare prevederile UE și care creează discriminare. O să vedem și cum se va finaliza acest ordin, mă rog, de ministru, cum va intra el în vigoare și acest cum va fi aplicat. Acest ordin are două șanse. Să uite lumea de el, rămâne acolo și nu se aplică niciodată, sau să fie atât de vehementă atitudinea oamenilor care pricep fenomenul și înțeleg despre ce este vorba și să fie ori retras, ori modificat.
Bun. Să fie sub altă formă. O să vedem. Mâine avem începutul de sezon, deschiderea sezonului fotbal românesc, Supercupa României, așa cum se întâmplă de fiecare dată în avantpremiera, așa, nu? În toate țările din Liga 1, așa, în Europa. CFR Cluj, Șepși, cum vi se pare? Se joacă la Arad. Se joacă la Arad, da, da, primul meci cu VAR din fotbalul românesc. Știți cum se traduce, nu, VAR-ul? Vă arde rău? O să vedem. Vedem noi dacă îi arde rău sau nu. Deci ideea este următoarea. Este o partidă care m-a înduit puțin. Până acum mergeam aproape sigur pe Solist CFR Cluj. Și acum? De ce v-ați schimbat? După partida de la Pionic, din Erevan. Pentru că n-am crezut că acolo, după ce obținusem meciurile de pregătire, CFR Cluj, acolo le va fi străin elementul gol. Și astfel de întâmplări există. Că echipele mai mici într-un fel, cum e Sepsi, dar mă întorc un pic la această echipă, că o cunosc bine, datorită unor prieteni cu care am lucrat la FC Brașov, unde am introdus pe ea în Liga 1 și am plecat, din cauza lui Nicolae, că a vrut el să pună mâna pe tot ce trebuie, poate să semne ceva. Acum sunt un pic grijuliu, pentru că i-a bătut și pe Craiova, i-a bătut și pe Cotare. Adică, în momente deosebite, această echipă a lui Sepsi este o echipă bine organizată, chiar bine, și joacă o partitură care poți să o recunoști de la o distanță, că ăștia să ia. A reușit cumva Cristiano Bergodi să Bergodi a făcut repare ceva lucrurile care acolo, a deși începutul de sezon a fost mai slab în sezonul trecut pentru Sepsi. Din urmă, s-a terminat, că asta e problema. Dinamo a început bine și a terminat prost. Ei au început prost și au terminat foarte bine. Iată. Un trofeu. Iată. Cum bun, și acum, așa cum s-a spus, că sunt un pic grijuliu este faptul că echipa CFR și-a schimbat mult lotul. Au fost niște partide, dar nu știu cum au jucat, că nu le-am văzut la televizor, le-am văzut decât am văzut niște rezumate. Au fost partide amicale bune, ca bune, din punct de vedere a rezultatelor. Nu știu noi veniți ce au făcut, dar important e că într-o partida prima oficială nu cred că a fost cineva mulțumit, inclusiv domnul Petrescu, de rezultat, nu de joc. Poate jocul a fost bunicel. Ceva ocazie, o bară, deci a fost ceva. Dar din punct de vedere al rezultatului, ăsta e fotbalul. Bun, CFR Cluj rămâne în continuare favorită. Rămâne favorită să câștige, dar văd. Și acum mă gândesc că dacă la noi lucrurile se dezvoltă pe ordine de ale ministrului sportului, s-ar putea ca Sepsi în vreun an, doi, să acționeze în grupul celor 3-4 care luptă pentru campionat. Și am să vă spun de ce, că au stadion nou, înțeleg că au finanțare în continuare de unde au, n-au probleme de buget, au luat jucători, îi iau repede, se duc jucători acolo, nu țin seama că sunt român, că sunt maghiari. Asta, deși patronul Diosec i-a spus că nu se va bate mai niciodată Șepși la titlu, pentru că nu are buget la egalitate cu CFR. Dar locul care l-a luat acum și a câștigat Cupa României a avut buget? Că tot buget mic a avut. Cupa României, cum se spune, e o competiție mai ușor de câștigat. N-a putut să o ia nici FCSB-ul, nici CFR-ul, nici Craiova, nici alte echipe care au emis mari pretenții. Și cu bani. Și cu toate. Fotbalul, în fond, e un sport. Eu iubesc fotbalul și îndemn pe toți, pentru că și copiii mei și nepoții mei, indiferent cât de mici, iau mingiucă acolo să bat pe undeva cu ea. Deci e bine că e mișcare prima dată. El face mișcare prin sport. Că ajunge, că n-ajunge, că e sprijinit, că nu e sprijinit, nu contează. Fotbalul trebuie sprijinit și restul sporturilor care să dea stimulent tineretului să practice mișcarea, să practice sportul. Acum, în ceea ce privește ce e singura declarație în România care se dă și nu se respectă, bineînțeles că este o declarație de conjunctură pentru a fi lăsați în pace, să-și vadă de rosturile lor, să-și perfecționeze, să aibă suporteri, să aibă tot ce trebuie și măcar atât să nu mai cânte alte imnuri decât imnul național al României. Și cu asta punem punct la... Am spus despre faptul că acesta va fi primul meci cu videoarbitraj din fotbalul românesc. Cum e de așteptat de mult timp VAR-ul în Liga 1? Credeți că va funcționa la noi? Am văzut prin afară, au rămas în continuare polemicile și cu videoarbitraj. Sunt
greșeli și acolo și vor fi discuții. Cum credeți că va arăta la noi acest arbitraj video? Acest arbitraj video va arăta la început un pic de liniște că lumea tace, ca să nu spun am vrut ceea ce nu ne trebuia, dar cu timpul vor apare multe discuții și am să vă spun și de ce. O primă problemă este aceea că și cei care sunt în camera VAR sunt tot oameni, tot arbitri de ăștia de-ai noștri. Și nu știu dacă s-a înțeles pe de-a întregul regulamentul. Cred că cu două seri în urmă, Avram Marius a făcut o explicitare la o fază de 11 metri în care a spus corect, dar jumătate n-am înțeles, că acea fază este fază de intervenție a VAR-ului. Și zice că VAR-ul să uită să vadă dacă, prima dată, dacă arbitrul era într-o poziție în care putea să observe și lasă faza, nu discută. A revenit pe urmă, a spus, ori de câte ori 11 metri sau ceva, să ia cu VAR-ul. Adică VAR-ul trebuie să decidă, că acolo era o fază de 11 metri, care s-a dat. Dar care zice, cred că și VAR-ul o lăsa, că arbitrul a fost aproape și a fost. Dar pe urmă a spus că orice fază este cea. De regulă, nu arbitru central cere VAR-ul. VAR-ul se autosezează și comunică în cască, e nevoie de verificare. Există și cazuri în care cumva centralul ar putea să ceară ajutorul videoarbitrajului. O să vedem cum va funcționa și cum va fi pus în practică. Alexandru Deaconu a încercat să explice exact cum stau lucrurile. Ce a spus? Sunt mai multe puncte de vedere. Sunt și situații, acolo sunt în situații în care și arbitrul de centru poate solicite cooperarea, ajutorul VAR-ului. Iată, de pildă, la 11 metri care se dă când jucătorul atinge mingea cu mâna și este cu spatele la arbitru, care arbitru nu-și dă seama dacă a lovit-o, iar tușierul e puțin în urmă. Ce soluție trage atunci? Dacă ești arbitru corect, soliciți o intervenție a VAR. Verificați faza. Și ăla îi spune, n-a fost hands. N-a fost. O să vedem exact, la noi va fi discuție importantă despre modul în care ar înțelege arbitrii din camera VAR să comunice și să ia anumite decizii, pentru că i-am mai văzut și mulți dintre ei, din păcate, asta e realitatea, mulți dintre ei au greșit flagrant când erau arbitri. Când sunt, pentru că ei încă sunt arbitri în activitate, au greșit și unele decizii erau evidente, puteau fi văzute și fără VAR. O să vedem cum vor funcționa lucrurile. Sigur că este foarte important, eu spun totuși, este un sprijin. Pentru că, să știți că un arbitru de centru, căruia îi corectează VAR-ul o decizie de gol, de offside, de faul grosolan, de eliminare și mai departe, nu mai ia nota maximă. Ia o notă minimă pentru câteva probleme. Se spune că arbitru central are obligația să-și aleagă de așa natură loc în teren încât să aibă viziune perfectă a fazelor și cooperare perfectă cu asistenții și în ureche cooperare cu al patrulea oficial și acum tot în ureche cooperare cu VAR-ul. Deci, din acest punct de vedere, arbitru central este cel care trebuie să se îngrijească. Că dacă apar probleme de imposibilitate vizuală, ne imaginăm că între arbitru și doi jucători care se faultează, sunt cam departe de arbitru, se întâmplă o fază de contraatac foarte rapidă, nu știu ce, atunci mai se interpun 2-3 jucători încât viziunea lui, că e la nivel orizontal, nu stă sus, cum ne vedem noi la televizor, să vedem și de sus și de jos. El nu are posibilitatea să decidă. Și dacă decide, decide oarecum pe alte interpretări personale a lui, că dacă a sărit mingea așa, înseamnă că cu mâna i-a dat. Dar problema este, de ce să mai faci treaba asta când zici, rog VAR-ul. Și VAR-ul spune, da, a lovit mingea cu mâna și este hands, că nu era lipită, nu era cutare și mai departe. Deci VAR-ul este de ajutor. Și arbitrii centrali nu trebuie să sperie și trebuie să coopereze. Și poate ar fi mai bine că vor arbitra cumva și fără o presiune, dacă exact. Se eliberează presiunea. Exact, asta era elementul de care am spus. Și arbitru este o persoană din teren. Cum jucătorii își apără personalitatea lor și arbitrii, toți cei trei, își apără personalitatea lor. Și atunci el arbitrează oarecum stresat sau poate să rămână stresat de la o fază care a luat o decizie. Dar n-are cine să-i spună decât dacă îi mai spune. Și s-arbitreze în continuare afectat de... Așa.
Pe câtă vreme, dacă dubiu acela există, fie intervine varul, spune, faza trebuie verificată, întorci înapoi. Sau cere el, vă rog, faza. Așa ar trebui să conlucreze ca să fie adus sportul pe cât se poate la nivelul de desfășurare reală, fără alte intervenții. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Iar să mai întreb scurt, văd și pe prima pagina gazetei, Edi rămâne, vor pleca 5-6 jucători, Eduard Iordănescu, despre el este vorba, rămâne în continuare selecțiunea României. Ce impresie v-au lăsat meciurile astea și vreau să vă întreb dacă mai aveți încredere în selecțiunea lui Iordănescu? Să o iau cu sfârșitul. Eu nu am încredere în fotbalul românesc. Pentru că pe oricine ar pune antrenor, la echipa națională, acela nu e antrenor, e selecționer al echipei naționale. Va trebui să aibă câmpul de jucători de valoare din care să selecționeze pe fiecare post. Cum să limitează la un 25, 30, 35 de jucători, dintre care 7 sunt rezerve, 3 nu joacă, 2 sunt accidentați, 2 suspendați, nu mai joacă și mai departe, de unde să-și mai aleagă el o echipă, că tot... Și 3-4 se mai și retrag, mai și mod asta. Păi este orgoliul jucătorilor respectivi care, cum e cazul lui Niță sau știu și eu, al lui Tătărușanu, care a fost, care a zis, decât să fiu luat la grămadă acolo, că uite ce este, mai bine văd de treaba mea. Cum e vorba lui Radu Ștefan, care n-a niciun legătură. El retras de mai mult timp. De când a plecat în Italia, s-a retras și a terminat discuția. O ultimă întrebare, la ce turneu final ne mai calificăm și noi cu echipa națională de fotbal seniori? Că am văzut că la junior mai prindem. Echipa de fotbal seniori, până acum ziceam, să așteptăm tragerea la sorți. Acum nu mai zic nici aceasta, pentru că am avut tragerea la sorți la această competiție, nu? Și am căzut într-o serie care e mai bună ca asta, nu mai găsim niciodată. Și probabil terminăm pe ultimul loc. Așa că zic, greu de stabilit, dar în mod în timp apropiat nu. Bun. Mulțumesc mult, domnule Anghelache, pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și cei pe care i-am plictisit, vă rog, să mă scuzați că așa e omul când vorbește, dar eu m-am străduit, fără să am nimic scris, să concentrez din baza de date care o am în cap, să spun la întrebările care s-au pus, ceea ce cred eu că este real. Încă o dată spun, n-am date de nicio parte, să creadă cineva că mă alimentează. Eu nu pot să fiu alimentat, că dacă scriu cărți astea, că mă alimentează cineva, înseamnă că prima carte ar fi primul eșec. Eu scriu și aștept criticile ca să mă îmbunătățesc când a prezentat lucrurile în perioada următoare, dacă ceva am exagerat, am greșit, dar cred că nu. Bun, și noi așteptăm cărțile. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Cam atât, prieteni. Aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Rămâneți în continuare pe site-ul nostru, pe gsp.ro, pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport. Zi bună în continuare!